nu erau că o dar două femei, așa ca mine, mai e mult. Dar noi ele să cercau acolo pe bocal. Iată pe ai. A știut eu că ceva e necurat aici. Am văzut eu. Tu dinainte mi-ai mutat piatra. De 2 ani, de 2 ani. Nu ți ție rușine să zici că eu fur pământ. Eu? Tu tare, tu zici. Tu ești o hoață și o mincinoasă. Hoață și mincinoasă. Ticișa era. Uite că numai deja vă povestești. Eu n-am furat nimic, n-am uitat ceodată, așa eu fost aici uneia. Și tot atâta vorbești. Eu te-am văzut. M-ai mințit, ai mutat piatra și mă vorbești la tăsatul. Uite că tu mă povestești la tăsatul și apoi și la alte sate. Și tu că eu fur. Noi nu fur. Lasă-mă că tu vrei să furi de la noi. Da, da. Dar timpul fur. Într-una fur. Da, lasă. Mă duc eu la tribunal. Vedem noi cine are dreptate. Ce duce de la tribunal? Că doar nu vii cu un capul. Nu vii cu un capul. De când sinora a focată. Domnul și Maica Domnului să te binecuvânteze. Ce mă bucur să te văd. Spune-mi, cum ai petrece poporul creștinesc? Creștinește și nu prea. Cum așa? Oamenii postesc, merg la biserică, se roagă împreună și totuși se ceartă. Certuri? Ce motiv de ceartă au ei, care sunt fiii lui Dumnezeu? Pentru nimicuri. Apoi, eu nu înțeleg. Stăm de 60 de ani în aceeași chilie. Mâncăm împreună, plângem împreună, ne bucurăm și ne rugăm împreună. Hai să ne certăm și noi odată, frate. Să vedem cum e. Spune-mi tu un motiv. Pentru ce se ceartă oamenii? Părinte, și pentru o bucată de pământ. Unii zic, ba că e a lor, alții zic, ba nu că e a voastră, ba nu că e a noastră. Și uite așa se ceartă lumea. Bine, hai să ne certăm și noi pentru piatra asta. Bine, tu zici că e a ta, eu zic că e a mea, tu ba nu că e a ta, eu ba nu că e a mea. Și uite așa începe ceapta. Bine, piatra asta este a mea. Ba nu, este a mea. Ba nu, nu ai dreptate. Piatra asta este a mea. Ba nu, este a mea. Bine, dacă este a ta, ia-o și să fii sănătos și fericit. Bine. Și așa lui bătrânii călugă piesă de ei, nu a reușit să se sfăghească nici măcar când a vrut. Și apoi au trăit ei în pace și în unire, așa cum se cuvine creștinilor.